Este zica la mea. Mulțumesc frumos, colegul, dacă mergi la proiecția la Libera 3, o drumul bune. Cu spuneție? Și nu chestii Solon 4-3. Solon 4-3? Adică pe autostradă e mai bine? Da, trebuie să mă duc până în Colentina. Păi da, aia. E mult, nu? Da. Și pe unde o luăm până la urmă? Da, o luăm tot pe pe unde am... drumul pe care îl știm? Da. E foarte aglomerat, ce zice? Păi, vineri, seara. Da, știu. Dar mă gândesc că mulți au o zi mai scurtă și au plecat mai devreme. Mă gândesc și eu unde au vrut să plece. Vedem acum cum e. Da, să o iau și pe altă parte, să o iau înainte, aici. Pe unde să ieșim? Pe lângă poliție și... ieșim pe la... Calea Victoriei? Pe la podul Grand, acolo, aha, aha. O fi mai, mai liber pe acolo? Nu știu. Nu știu, tu hotărăști că tu ai mașină, tu ai volanul. Eu așa zic. Șoferul hotărăște la cine-i mâna volanul. Thank you.
tot pe unde am ieșit aseară? Cu ei? Da, da. Tot pe acolo, da? Cam departe totuși. Să vadă și pozele după, da. Pozele după asta. Da. Care sunt mai bine? Stai să văd care sunt mai bine. Zâmbit, toate sunt la fel. Mă uit eu dacă am zâmbit, dacă am încruntat, la asta mă uit. Aici stând cu capul într-o parte. Uite, eu sunt și în echipa dreptății numărul 2, uh-huh. Unde zice că pune cineva sarcini în fiecare zi. Sarcina 1, 2, 3, 4, depinde, unele ori sunt 4, alte ori sunt 5, câte vor. Și noi trebuie să facem așa, suntem două echipe, 1 și 2. Uh-huh. În echipa 2 suntem, ia stai să spun câți, 773. Ne trebuie mesajele astea, uite, cu postările, să le deschidem, să dăm like, să punem un comentariu. Ăsta e acțiunea, adică ai zis că știu, da. Să distribuim pe pagina noastră și formă în grupuri. În grupuri și eu mă duc și distribui în grupuri și pe WhatsApp. Și după ce postăm acolo pe grupuri, pe WhatsApp, pe nu știu ce, între 5 și 10 postări zice să facem. În minim 50 surse. Dăm un ne-a zis să punem, când facem cu o inimioară roșie, că am făcut treaba asta. Uh-huh. Unii văd că pun cu așa degetul că ok, alții pun da așa. Și ei ne contabilizează și la sfârșit zice că cine are a făcut cele mai multe postări în săptămâna ce a trecut, adică și mâine mai pun ăștia. Deci până duminică primește o diplomă și un premiu, nu știu cât bani. Dar se pune punctajul și pe echipă. Uite, că întotdeauna eu, echipa noastră 2 iese sub. Și se premiază primii 3 din echipa 1 și primul din echipa care a luat punctaj mai mic. Întotdeauna echipa 1 văd că e pe locul 1. Deci ai înțeles, 4 oameni, la ei primul 3 și la noi primul, eu sunt în 2. Deocamdată n-am fost, n-am mereu timp să le fac, să le citesc, să le dau de 6, 5, 10, ia uite câte sarcini ne-a dat astăzi. Începând de azi de dimineață.